Bună ziua, e 16 iunie 2023. Priviți ce verde e la noi, parcă ar fi aprilie. Sincer, cred că am avut temperaturi mai mari, nu știu, prin martie. Acum câțiva ani parcă a fost și caniculă în martie la un moment dat. Nu știu, vremea asta se întoarce, se răscolește, se schimbă, e foarte, foarte schimbătoare și cu prevestitoare de probleme, din păcate, că încălzirea globală cred că este în desfășurare, clar. Și da, doar că vrem noi să o ignorăm, dar faptul ăsta că sunt schimbări și pe plus și pe minus, nu sunt prevestitoare de bine. Dar la noi cam așa e iunie deocamdată și cam așa se prevestește și până pe final. Pare a fi nu început de vară, ci mai degrabă un început de primăvară. 18-24 de grade, cam aici s-a învârtit maxima și cu ploi. Iarba se dezvoltă cel mai bine. Stupii de două săptămâni sunt undeva pe un 0, să zic așa, aproximativ. A început cu o scădere după salcâm și acum o mică creștere, așa câteva zeci de grame pe zi, ceva de genul ăsta observ. Deci cumva a făcut graficul o semilună cu vârfurile în sus, scădere, și acum foarte încet, încet urcă din nou. Ce vreau să vă prezint în acest film? Eu am făcut tratamentul cu Oxy Plus, v-am arătat. Am arătat și cât de bine a fost ros. Vă mai arăt și acum, fiindcă am băgat câteva șubere. Vă dați seama, nefiind cald, n-a fost nicio problemă, am băgat șuberele să fac niște verificări cum cad paraziții. Spre surprinderea mea, anul ăsta e infestare mică. Într-un fel, poate e de înțeles, fiindcă noi am avut un sezon prost de cules. Stupii au stat, albina a stat multă vreme în stupi, neputând ieși la cules. Nu a adus atât de mult varoa de pe flori, cum aducea anii trecuți. Deci noi la rapiț am avut dintr-o lună de cules, nu știu, o săptămână și ceva, în care chiar s-a ieșit la zbor și au făcut plusuri. De aceea undeva la 30% din producția de anul trecut. La salcâm iarăși cam o săptămână din două, tot cam așa 30% din producția de anul trecut. Unii stupari n-au făcut chiar deloc prin zona asta, e an prost în Franța de cules. Atenție și dumneavoastră cum dați salcâmul, că s-ar putea să mai crească după ce apare în piață lipsa asta. Pe mine deja m-a sunat procesatorul de anul trecut să mă întrebe că am miere de salcâm. Acum la mine nu-i problemă, că am toată producția de anul trecut, o miere extraordinară, foarte bine coaptă, transparentă, un salcâm pur. Anul trecut am un bidon plin, deci nu-i problemă, pot să-l servesc, na, la cantitățile la care lucrez eu. Dar vedeți că începe să se caute miere anul ăsta, că cel puțin în Franța n-a fost miere. Nu știu ce-i prin Germania, că astea două țări sunt cele mai mari consumatoare de miere, cred că, din Europa. Dar na, e un semn exclamării și poate mai merită să mai așteptați. Știu că în România unii ați făcut miere destul de bine la salcâm, alții nu, fiecare cum a fost zona. Deci infestarea nu pare să fie așa de mare. Eu am scos stupii, cred că, curați, după acel tratament care îl fac de siguranță, să zic, de Crăciun, acel oxalic picurat 3,5%. Am mai administrat și în primăvară niște resturi de Oxy Plus ce mi-au rămas de anul trecut și acum am mai făcut o primul tratament pe 2024. Eu cam așa privesc, fiindcă eu primăvara de obicei nu fac tratament, fiindcă îi tratez foarte bine anul precedent și știu că ies fără infestare și atunci nu prea merită să fac tratament în primăvară, dar după salcâm intru expre. Deci n-am prea văzut picat pe șubere. Vedeți cam cum arată rosătura. V-am arătat într-un film precedent cum arată benzile. N-au fost roase încă de tot, dar n-a trecut numai undeva la două săptămâni, ele trebuie să acționeze trei. Aici e interesant la, cum îi spune, la benzile astea tip Oxystrip, că și Oxy Plus-ul este o bandă de aceasta cu acid oxalic și glicerină, tip Oxystrips. Aici e interesant să găsiți un brand care are un raport bun între
de roadere, să nu roadă nici prea repede, dar nici prea încet. Eu zic că noi cu Oxy Plus am găsit un raport foarte bun, e rost bine și tratamentul trebuie să ține undeva la 3 săptămâni, deci e un raport bun. Ok, cam așa arată șuberele, nu mai știu exact de când sunt puse, nu le-am pus la toți chiar de când am administrat. Aici am stat mai, m-am uitat mai exact și se vede un pic mai bine poate varoa. Uite, aici în vârf 1, în vârful degetului. Sper că se vede. Așa, 1. Aici 2. Încerc eu să marchez așa un pic. Aici. Asta că le iau pe deget. Aici 3. E acolo în față. Așa, uite aici pe rumeguș. 4. Nu am văzut foarte mulți, acum n-am stat nici să mă uit foarte, foarte bine că sunt grăbit să fac lucrarea pe care trebuie să o fac. Uite, un al cincelea aici. Nu știu dacă se vede așa. Mai sunt, dar nu ca în alți ani. Deci sunt ani în care ne facem producția totală, să zic, cam cât am fi putut face cu stup de putere asta. Momentan am 3 caturi de aceste de 1x2, 12 rame pline de albine, deci duduie. O mică descreștere se observă, fiindcă vă dați seama, de 2 săptămâni n-au mai fost stimulate să crească puietul. Cam întrerup și instinctul de roire. Aici am un stup de prăsile care nu și-a ținut matca selecționată. O să-l transform astăzi, cred că facem stuc de producție. Am mai transformat unul, că poate ați văzut că umblă albine prin spate. Uite acolo, am mai avut un stup, niște stup suprapuși cu mătci de rezervă, să zic așa, familia ajutătoare, cum le zic eu. Și am transformat acum stup de producție, că nu prea mai fost, am vrut să dau putere și mai multă la salcâm, dar n-a fost pentru ce, că doar o săptămână au cules și nu foarte, foarte bine. Deci, na, dacă aveam vreme bună, eram pregătit să fac producții de top. Dar, cum n-a fost vremea, 30% din ce a fost anul trecut, sincer, e cam un record pe aici, că multă lume n-a făcut miere deloc, sunt la care le-au murit stupii de foame până acum în sezon. Deci, na. Iar acum cred că ăsta iarăși sunt niște familii ajutătoare suprapuse care s-au dezvoltat. Aici sunt două măști deocamdată, de aici am o matcă bună, fiindcă s-a schimbat liniștit acea matcă selecționată, și atunci din ăștia doi o să fac un stup foarte frumos de producție. Ne așteaptă culesul de castan, dacă va fi să avem noroc. V-am arătat în filmele anterioare, trebuie să mai împun material de fum. V-am arătat, uite, caută polen, cum a căzut polenul acest bondar. V-am arătat castanul comestibil, cum arată și ce, în ce stadiu cu florile. Uite, un prieten dintre dumneavoastră, din Italia, mi-a scris mai multe detalii, că are cunoștințe despre acest cules de castan comestibil și la cum arătau floarea mea, mi-a spus că undeva la 10 zile și din câte înțeleg să nu fie ars și să înculesc, atunci dă bine. Neculai, dacă am înțeles bine, completează-mă, mai dă-ne încă o dată detalii despre culesul de castan comestibil. Și cam asta e la mine. Cântarul de la Beacon cu serverul acolo, gateway-ul care e acolo, și cântarul care e aici. Cei care doriți să vedeți graficul, acum tot n-am avut timp, dar trebuie să-mi fac timp să fac prezentarea cum citim graficul la Beacon, ce interfață au. Încerc să fac cât mai curând. Dar e nou cântar pe care îl folosesc în stupină, se pot conecta la acest gateway care e acea în cutie și alimenta solar până la 30 de cântare sau alte dispozitive. Puteți conecta
În viitor vor fi și camere de luat vederi care se pot conecta tot așa la cel, la cel gateway, momentan cântare până la 30. Se mai doresc, sunt în studiu tot felul de dispozitive de numărat albine, sunt idei care se implementează, dar toate la timpul lor, probabil că vor apărea doar anul viitor. Bun, eu o să scot acum șubele, uite că mi-a ieșit și un pic de soare, dar vedeți cum e cerul, e un gol așa între nori care probabil mi-a dat un pic de soare, dar așteptăm în curând în câteva ore ploi, cel puțin au fost prezise și mă grăbesc să-mi fac verificarea de boci, mai fac cred că încă una și săptămâna viitoare și sper să trecem de sezonul ăsta de roiri. Am terminat pe ăsta a fost chiar ok, nicio botcă însămânțată, doar pornite acele potirașe. Verificarea se face repede, ați văzut, cred că într-un film precedent. Uite că mă caută un vecin care a venit. Oui, bonjour, j'arrive! Mă caută pentru miere. Sănătate multă și nu uitați, stuparu.ro. Înțelege pasiunea și afacerea dumneavoastră. Scrieți-ne în comentarii ce părere aveți. O să vă răspund cu drag. Numai bine!